organizației Pro România Dâmbovița, legătură cu ultimele evenimente din domeniul educației și preiau oarecum ștafeta de la doamna deputat Plăducă. Ne aflăm astăzi într-o zi foarte importantă, a început examenul național de bacalaureat și tot astăzi aflăm rezultatele de la evaluarea națională. Greu încercat în această perioadă, învățământul românesc a fost trecut pe sub furcile caudine de echipa de la Ministerul Educației. Examenele s-au susținut după o perioadă de experimente online, în condiții de stres, cu mască și cu amenințarea celor 37,3 grade Celsius și nu în ultimul rând, această distanțare fizică a avut și consecințe pentru că elevii au resimțit-o ca o distanțare emoțională. În plus, am trăit și câteva premiere. În timpul examenului de evaluare națională, elevii au aflat că despre afișarea notelor prin identificarea rezultatelor cu acel cod unic. Măsură normală într-o societate civilizată, pentru că nu dorim a ne simțua împotriva ei și respectăm dreptul la intimitate, spunem doar că ea nu s-a datorat unei gândiri strategice a doamnei ministru și a echipei de la Ministerul Educației, ci a fost cerută de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Era obligatoriu, credem noi, ca această măsură să fie luată înainte și nu în timpul jocului. Da? Pentru că ea a produs tulburare, elevii n-au fost pregătiți psihologic și încă nu știu foarte bine ce se va întâmpla. Ar fi fost o dovadă de minim respect, considerăm noi, însă de respect față de școala românească nu prea a fost vorba în timpul acestei guvernări. Dovada recentă pe care noi am sancționat-o este o serie de declarații pe care le-a făcut doamna Luminița Varhari, secretarul de stat din Ministerul Educației, în care nouă ne-a dat de înțeles că dumneavoastră validează sistemul meditației și că în viziunea Ministerului un elev care nu a beneficiat de pregătiri suplimentare din banii părinților nu poate lua la examenele naționale mai mult de nota 5 sau 6. Profesorii care au avut naivitatea să creadă că își exercită cu seriozitate profesia, s-au văzut disprețuiți, iar elevii demotivați, pentru că s-a indus ideea că dacă o familie sau un elev nu își permite sau pur și simplu nu dorește să facă meditații, nu poate să obțină note astfel încât să-i asigure intrarea la un colegiu sau un liceu teoretic. Din start s-a eliminat egalitatea de șanse, iar această declarație pe care dumneai a considerat-o nefericită, noi o apreciem drept irresponsabilă, pentru că a descoperit un mod de gândire discriminatoriu și o lipsă de minimă etică profesională. Doamna secretar de stat, ne întrebăm, oare nu este tot produsul învățământului românesc gratuit? Sau vine dintr-o altă galaxie? Sau ne întrebăm, dumneai și-a promovat examenele cu 5 sau 6? Sau poate atitudinea este intenționat răuvoitoare învățământului de stat, slujind altor interese? Sau crede și ministerul, ca altădată un președinte de țară, că școala românească scoate tâmpiți? Nu întâmplător, poate, această declarație a fost făcută la fix 11 ani după cele nefericite declarații. La fel, în spațiu public, săptămâna trecută au apărut recomandările de la INSP cu privire la reluarea cursurilor din toamnă.